De baza aeriană destinată operării elicopterului Smurt Constanța și a altor elicoptere în situații de urgență care să vină aici dacă este nevoie, a fost realizată printr-o sponsorizare, printr-un sprijin din partea sectorului privat. În parteneriat au fost ExxonMobil, care au dat 350.000 de euro, OMV Petrom, care au dat 350.000 de euro, Fundația pentru Smurt în jur la 250.000 de euro, deci în total investiția este în jur la 950.000 de euro, la care se adaugă și sprijinul Raja Constanță, care ne-a asigurat utilitățile și sprijinul pentru a deveni operativ aici din toate punctele de vedere. Deci baza înseamnă platforma de aterizare, care este platforma pentru asigurată pentru zbor zi și zbor noapte în viitor, și bineînțeles în spate avem hangarul, care include și birourile și locurile de locuit, adică de cazare pentru echipele care sunt de gardă. Ce cam asta. Cu locația de la Raja, de acolo? Urmează să rămână folosită, deci nu se anulează, pentru că pacientul oricum va fi lăsat acolo. Deci ideea este că pacientul va fi lăsat la spital. Aici va fi folosită în condiții în care nu poate ateriza la spital și, bineînțeles, aici va fi casa elicopterului. Aici se face gardă, elicopterul este aici, aici este hangarat noapte, în condițiile dificile, când nu se zboară, când e zăpadă, când e tot, elicopterul va fi în hangar, deci va fi protejat. Iar dacă nu permit condițiile aterizarea la spital, da, atunci se va ateriza aici și se va prelua bolnavul cu o ambulanță. În rest, ba, pentru elicopter e un mare avantaj, pentru că n-are obstacole. Cum va funcționa această bază, domnul Arapat? Cineva va fi în permanență aici? Cum? Păi va fi echipa de gardă în permanență aici, cu siguranță, bineînțeles, pe durata zilei, pe durata nopții o să fie. Eu știu că de astăzi deja încep să opereze de aici. Deci asta știu de la colegii noștri, că de astăzi, mâine, deci deja au mutat lucrurile și o să înceapă să opereze de aici. Va putea în curând elicopterele, vor putea elicopterele să-și alimenteze tot de da. Aici? Da, este prevăzut și acest aspect, că să nu mai meargă la aeroport. Astea sunt lucruri care o să le adăugăm. Încă mai sunt câteva lucrări care trebuie făcute, dar astea vor fi făcute fără nicio problemă. Spuneți-ne de elicopterul cel nou. Poftiți? Elicopterul nou a fost livrat din partea asigurărilor. Tocmai au semnat protocolul de predare-primire între Consiliul Județean și Inspectoratul de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, ce înseamnă că elicopterul respectiv va fi trimis aici, în locul celui care îl aveți acum, ca să deservească Constanța. Deci sunt destul de frecvente și sunt foarte importante și pot să vă spun că Constanța are peste 50% din misiunile Constanței sunt misiuni primare, adică sunt într-adevăr misiuni de intervenție la localități, pe stradă, pe câmp, pentru misiuni de salvare. Au avut până acum peste 800 de misiuni, din ce știu că cifră, și, cum am zis, 50-60% sunt misiuni primare de intervenție imediată la fața locului. Au intervenit pe autostradă, au intervenit în județul Constanța, au intervenit în județul Tulcea, deci au intervenit nu numai în județul Constanța, și în zonele limitrofe, bineînțeles. De când au pornit acum? Aveți vedere aducerea unui alt elicopter pe timp de vară în această locație? Se poate lua în considerare, oricum Ministerul de Interne vara are suplimentat numărul elicopterelor aici, nu neapărat elicopter Smurt, dar sunt și alte elicoptere și care pot fi folosite în misiuni de salvare. Pe sezonul de vară. Ați văzut anul ăsta și urmează să ieșim cu concluziile acțiunii noastre pe plajă cu echipele pompierilor și a Smurdului care au fost pe plajă, cele 5-6 puncte care au fost, pentru că avem deja rezultatele care sunt foarte pozitive, dar vom ieși cu ele separat. Cum veți face transportul către Spitalul Județean Constanța, vă rog? Deci de aici se face transportul cu ambulanță dacă se va ateriza aici. Și am zis că este o chestie de excepție. Însă, cum l-ați auzit pe domnul președinte al Consiliului Județean, este discutată această temă cu primăria și sperăm că acest drum va fi rezolvat cât mai repede. După cum am spus-o în repetate rânduri, în mandatul meu o prioritate este sistemul medical. Știu că această nouă bază reprezintă o investiție privată și mulțumesc reprezentanților mediului privat că au decis să investească în județul Constanța. În altă ordine de idei, în ultima ședință de Consiliu Județean, am aprobat protocolul cu IGAV, prin care Consiliul pune la dispoziție Smurt o nouă aeronavă. Regret sincer accidentul din 15 decembrie 2014, dar zborurile în interes medical trebuie să continue. Nu pot decât să vă urez succes, să vă mulțumesc dumneavoastră, celor din mediul privat,
cadrelor medicale, piloților, pentru eforturile depuse în beneficiul comunicării. Discutam mai devreme cu domnul Arafat de acest drum până la bază. Am luat legătura cu primăria, aștept să vină domnul primar Făgădău și sper ca până la sfârșitul anului acest drum să fie făcut ca să putem avea confortabilitate în ceea ce privește zborurile de aici.